nașii să vină cu copiii până în față și se așează din a șasea bancă. Și acolo, Iosif, acolo sunt nașii. Doi zece, se aude? Atenție, liniște, am spus liniște, mai puțin copiii care plâng, liniște. Sperăm să fie hărmălaia aceea dinainte de coborârea Duhului Sfânt, totuși nu e potrivită deloc. Liniște. Liniște. Copiii din primul rând rămân în picioare, ceilalți așezați-vă jos, așezați-vă pe scaun. Copiii din primul rând rămân în picioare. Nașii din primul rând, îi găsiți pe copii? Sunteți corespunzător? Da? Nașii, văd acolo nași în picioare care nu și-au locul. Spuneam ieri, dacă sunt trei nași, unul îl ține în brațe pe celălalt, iar celălalt pe amândoi. Deci, primul rând de aici, nașele sunt ok? Luați loc. Rândul 2. În picioare. Nașele? Sunt ok? Lipsește cineva. A, e sora. Perfect.
Luați loc. Rândul 3. În picioare. Nașele. Lipsește cineva de acolo? Intrați în rând frumos acolo în bancuț, în băncuță. Două bănci acolo, du-te, părintele, și cei care stau în băncile nașilor, nu afară. Rândul 3, deci eram, e bine? Rândul 4. Ok, ia să vedem, de dincoace, rândul ăsta. V-ați verificat? Bine. La băieți, rândul 1. Băieții, luați loc, luați loc. Cei care sunteți în picioare, vă rog, dacă puteți, să urcați și la cor, mai sunt locuri. Sunt și acolo lângă orgă. Corul intră acolo? Corul intră acolo. Dar ei stau aici, în spate pot să intre. S-o eliberat acolo? Nu e nicio problemă. Asta este... Deci aici, fete, dincolo e ok? Sunt ok dincolo? Acest anunț l-am făcut și ieri, îl reiau și astăzi și vă rog să îl luați în seamă. Spuneam ieri și repet și astăzi, sunt doi, un fotograf profesionist și un cameraman profesionist. Nu cred că un telefon poate face fotografii mai bune decât o cameră profesionistă, decât un fotograf profesionist. Așadar, în timpul celebrării, nu scoatem telefoanele, în momentul mirului nu venim în față să facem poze. Vă rog frumos!
Se apropie ora 11, ora la care trebuie să înceapă Sfânta Liturghie de Rusalii, Sfânta Liturghie Solemnă de Rusalii și administrarea Sfântului Mir pentru cei 110 candidați. Ca atare, încercăm să ne predispunem sufletele, inimile și facem liniște. Aproape perfect. Facem liniște.
Testamentum suum confirmabit super caput eius.
gloria patri et filio et spiritui sancto. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Sfințele voastre, Părinte Decan, Părinte Iosif, părinți concelebranți, dragi candidați la sacramentul sfânt al mirului, dragi nași, dragi părinți și iubiți credincioși, ne aflăm acum aici, în cenacolul nostru, în catedrala noastră, pentru a-L întâmpina pe Duhul Sfânt, pentru a ruga să rămână cu noi și să ne umple de iubire. Pentru voi, dragi tineri, dragi adolescenți, dragi candidați, la această mare bucurie a primirii Duhului Sfânt, este o zi ce nu trebuie să uitați. Ne pregătim acum, ascultând cuvântul unei reprezentante pe care voi ați trimis-o să ne anunțe marea bucurie. Preasfințite, noi, cei care ne-am pregătit cu sârguință și emoție pentru acest moment important din inițierea noastră creștină, vă rugăm să implorați revărsarea darurilor Duhului Sfânt asupra noastră, dar și asupra întregii noastre comunități. Asemenea apostolilor, să fim și noi întăriți în credință, în întunericul necunoașterii, sufletele să ne fie luminate de darul înțelepciunii și al științei, în lupta cu ademenirile celui rău să primim putere, în îndoială să știm ce e bine și ce e rău, pentru ca, într-o sfântă frică și dragoste, să împlinim voința lui Dumnezeu în toate activitățile noastre zilnice. Ne recunoaștem acum păcatele noastre ca să celebrăm cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare. De aceea rog pe Sfântă Mare, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinți și pe voi, frați, ca să vă rugați la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm, Dumnezeule, care în misterul sărbătorii de astăzi sfințești întreaga biserică din toate popoarele și neamurile, te rugăm, răspândește darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului și continuă astăzi în inimile credincioșilor lucrarea minunată pe care a săvârșit-o bunătatea ta la începuturile predicării Evangheliei prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor.
Când a sosit ziua Rusaliilor, toți erau adunați împreună în același loc. Și, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, și a umplut întreaga casă în care stăteau. Atunci le-au apărut niște lemni ca de foc, împărțindu-se și așezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. Și erau atunci la Ierusalim iudei, bărbați evlavioși din toate națiunile de sub cer. Când s-a auzit vuietul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas tulburată, pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Erau uimiți și se minunau spunând, iată, oare nu sunt galileeni toți aceștia care vorbesc? Și cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți și locuitori din Mesopotamia, Iudeea și Capadocia, din Pont și Asia, din Frigia și Manfilia, din Egipt și din părțile Libiei, care sunt aproape de Cirene, romani în trecere, atât iudeii cât și prozeliți, cretanii și arabii, îi auzim vorbind în limbile noastre despre faptele mărețe ale lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Doamne, Duhul Tău, să reînnoiască pământul. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, Tu ești nemărginit de mare. Cât de numeroase sunt lucrările Tale, Doamne! Pământul este plin de creaturile Tale. Că le iei suflarea, ele își dau Duhul și se întorc în țărână. Tu îți trimiți Duhul Tău și ele vor fi create și vei reînnoi fața pământului. Să rămână în veci, să se bucure Domnul de lucrările sale, să ajungă cântecul meu până la El, iar eu mă voi bucura în Domnul. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, cei care sunt în trup nu pot să-i placă lui Dumnezeu, însă voi nu sunteți în trup, ci în Duh, din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acesta nu este al lui. Dar dacă Hristos este în voi, deși trupul este muritor din cauza păcatului, Duhul este viață datorită dreptății. Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi, cel care l-a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare, prin Duhul Lui care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu suntem datori trupului ca să trăim după trup. Dacă trăiți după trup, aveți să muriți.
Dar dacă, prin Duh, faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu, pentru că nu ați primit un duh de sclavie ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul înfierii prin care strigăm, Abba, Tată! Însuși Duhul dă mărturie Duhului nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu, iar dacă suntem fii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu El, ca împreună cu El să fim și glorificați. Cuvântul Domnului. Vino, Duhule Preasfânt, și trimite pe pământ a ta luminoasă rasă, al săracilor părinte, dădător de cele sfinte, vino și ne luminează. Bunule mângâietor, oaspete prea iubitor, dulcea noastră rocorire, tu întru de alinare, în căldură ești răcoare, mângâiere în mâhnire. Peste cei ce ți se închină, tu revarsa ta lumină, harul tău îmbelșugat. Pentru a omenirii vină, firea întreagă acum suspină, grav rănită de păcat. Spală ce e întinat, udă tot ce e uscat, vindecă ce e rănit. Moaie tot ce e împietrit, încălzește ce e răcit și îndreaptă ce e greșit. Celor care te cinstesc și pe tine te slujesc, dă-le harul înșeptit. Sfânt, pătrunde inimile credincioșilor tăi și aprinde în ele focul iubirii tale. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl, iar El vă va da un alt mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna. Dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu. Tatăl meu îl va iubi și vom veni la El și ne vom face locuință la El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele, iar cuvântul pe care îl ascultați nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus acestea cât timp mai sunt cu voi.
dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate și vă va aminti toate câte vi le-am spus eu. Cuvântul Domnului. Sfințite, Sfânta Maică Biserică vă roagă să împărțiți acestor copii și tineri sacramentul Sfântului Mir. Știi că sunt vrednici. După cele constatate în timpul pregătirii și după mărturia dată de părinții și nașii lor, mărturisesc că au fost aflați vrednici. Mulțumim lui Dumnezeu! Lăudați să fie Duhul Sfânt veci. În cele voastre, dragi și iubiți tineri, candidați la sacramentul Sfântului Mir, dragi și iubiți credincioși, aș ruga ca doi dintre voi care doresc să vină aici lângă mine să mă ajute. Să mă ajute, ținând în mâini un băiat și o fetiță, o lumânare și niște flori. Iată, o fetiță vine, un băiețel de aici, care este unul care are curaj. Uite, gata, a venit, a venit, bine. Așa începem, dragi candidați la sacramentul Mirului, împreună. Aici, în acest cenacol al nostru, trebuie să vă spun că marele reformator al celebrării acestui sacrament este Sfântul. Sfântul Părinte Papa Paul al VI-lea, care în 1971 a voit să aducă bisericii niște norme precise referitor la taina Sfântului Mir, cu un document participarea la viața naturii divine. Aici Sfântul Părinte ne arată ce însemnează Duhul Sfânt. Și aici noi, iată, ascultând lecturile sfinte, încercăm să înțelegem cine este Duhul Sfânt și ce face Duhul Sfânt. De ce vine la noi? Același Sfânt Părinte, Sfântul Paul al VI-lea, într-o predică ținută de Rusalii, spunea așa: Rusaliile sunt veșnice. Vă înțelegeți ce înseamnă veșnice? Nu mai încetează niciodată. Ele continuă mereu. Duhul Sfânt vine mereu la noi. De fapt, dragi copii, dragi candidați la sacramentul Mirului, dragi credincioși, noi știm că Dumnezeu însuși este veșnic și nu mai încetează niciodată.
veșnic cel care ne-a creat, veșnic cel care ne-a mântuit, veșnic cel care are misiunea să ne sfințească, Duhul Sfânt. Așadar, dragi copii, dragi tineri, dragi adolescenți, iată marea bucurie a noastră aici, ascultând cuvintele pe care voi plamat, biserica le propune, îl întâlnim pe acela care rămâne cu noi și vrea mereu să ne facă să fim conștienți de acest lucru. Vrea mereu să ne arate că doar cu El și prin El noi putem fi oameni adevărați, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu creați, și numai prin El și cu El putem face fapte vrednice de mântuire. Numai prin El, care este cu adevărat trimis, de, promis de Tatăl, promis de Iisus și trimis în ziua de Ierusalim. Ca să rămână mereu cu noi și să ne facă să fim conștienți de această mare demnitate. Ne bucurăm așadar aici, să nu fim prea lungi, să spunem că ne aflăm într-un cenacol, cum erau adineoară adunați apostolii cu Preacurata Fecioară Maria, aici la noi, cu atâția preoți, continuatorii ai apostolilor, cu atâția credincioși dornici să-L întâlnească pe Dumnezeu și, desigur, cu Preacurata Fecioară Maria în mijloc. Iată pentru ce astăzi ne bucurăm. Și ne bucurăm să auzim de la Părintele Decan și Paroc că voi v-ați pregătit. Părintele Iosif a dat deja mărturie despre acest lucru. Și că voi ați venit aici dornici de a vă împărtăși din această iubire a lui Dumnezeu. Și, sigur, ca să fim și în temă cu practica care se face la liturghiile cu tinerii și copiii, vreau să vă fac câteva întrebări. Și anume, dacă știți câți Dumnezei sunt. Cred că puteți răspunde fiecare și uite, această tânără o să ne spună tuturor câți Dumnezei sunt. Este un singur Dumnezeu. Ați auzit? Spune-o mai tare, un singur Dumnezeu. Tu știi câte persoane sunt în Dumnezeu? În Dumnezeu sunt trei persoane. Care sunt alea trei persoane? Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Iată, aceasta este realitatea care e un mister, dar de acest mister depinde întreaga noastră viață. Suntem creați de același Dumnezeu. Suntem mântuiți de Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu și El. Suntem înfrumusețați și sfințiți de Duhul Sfânt, care este și El, Dumnezeu. Și, sigur că aș vrea să vă întreb dacă voi ați fi așa întrebați de unul sau de altul, ce ziceți despre Tatăl? Ce a făcut Tatăl și cine este Tatăl? Creatorul lumii și Creatorul care ne-a făcut pe noi. Ați auzit? Creatorul lumii. Datorită Lui, iubirii sale, noi existăm și tot Universul există. Aceasta este caracteristica principală sau misiunea pe care am primit-o Tatăl, ar care nu se termină aici. De despre Iisus, ce știm noi? Că este Fiul lui Dumnezeu. Și ce a făcut Fiul lui Dumnezeu? S-a răstignit pe cruce pentru a ne mântui. Ați auzit mai mult decât vreau eu să-i spun. A murit pe cruce pentru a ne mântui. Iată, El este Mântuitorul.
Tatăl Creatorul, Fiul Mântuitorul, iar Duhul Sfânt, cum ar putea să-L definim? Ne sfințește și El este care ne curăță. Ne sfințește, adică este sfințitorul. Ne însuflețește, ne înfrumusețează, ne face să fim cu adevărat demni de ceea ce a așezat Dumnezeu în noi. Ne face să știm că suntem cu adevărat locuință a Lui Dumnezeu. Căci El ne-a pregătit inima ca în ea să coboare întreaga Sfântă Trăime. Cum a făcut-o cu Preacurată Fecioară Maria? A pregătit-o ca să coboare la ea Dumnezeu cu planul Său, Fiul să se întrupeze și El să ne promită pe Duhul Sfânt care să continue, cum spuneam la început, veșnic. Deci, poate sigur că ne vine greu, că nu știm dacă noi o să trăim chiar veșnic, dar o să trăim astăzi ceilalți după noi, care să se bucure de acest adevăr ce nu încetează niciodată. Dacă Tatăl este numit, iată, Creatorul, Iisus Mântuitorul, Duhul Sfânt este numit Sfințitorul. Dar eu mai vreau să întreb, poate voi știți mai mult, ce anume face Duhul Sfânt între Tatăl și Fiul în Sfânta Treime? Mister mare, fără doar și poate. Dar ce face El acolo în sânul Sfintei Treimi? Este El separat sau este în unire și cu Tatăl și cu Fiul? Ce face Duhul Sfânt? Ce crezi tu? Iubește și iubește. El este iubirea. El este Cel care cu adevărat unește. E Cel care face ca întreaga Sfântă Trăime să fie o comunitate de iubire. Este Cel care are misiunea să ne unească și pe noi. Să ne facă conștienți de ce a făcut și face Tatăl, de ce a făcut și ce face Fiul și să vină la noi și să locuiască cu noi. Căci atunci când iubim, Dumnezeu e în inima noastră. Aș vrea să vă spun pentru aceasta, sigur că nu vreau să mă lungesc, un exemplu, preoții sigur că îl cunosc și poate l-au folosit, la un mir, așa cum, iată, suntem noi astăzi, episcopul care făcea mirul, a voie să pun o întrebare. Ușoară, foarte ușoară. A chemat o fetiță, se numea Manuela, și a spus, Manuela, ce știi tu despre Sfânta Cruce, cum o faci? Ia să auzim, să știe toți cei care sunt aici de față. Cum spui tu? Ce spui tu? Fetița, sigur, emoționată, vă spune și pe voi, cred că v-ați emoționat și voi. Ce spunem noi când facem cruce? Și a început în numele Tatălui și al Fiului. Și atunci episcopul zice, văzând că ezită, eu am spus și al mamei. În numele Tatălui, al Fiului și al mamei. O realitate din viața noastră. Și episcopul spune, n-ai greșit. Ai spus foarte bine. Că Duhul Sfânt este ca o mamă. Este Cel care este iubire, care coboară la noi, care unește în Sfântul în Sfânta Treime pe Tatăl și pe Fiul și se realizează o comuniune adevărată. Este cu adevărat ca o mamă care în familie îi unește pe toți.
Deci Duhul Sfânt poate fi numit cu adevărat și mamă în numele Tatălui, al Fiului și al Mamei. O definiție care era a unui copil, dar care are un adevăr așa de mare. Sfântul Papa Ioan Paul I a avut curajul prima dată să spună el că Dumnezeu poate fi numit și mamă. Și a avut dreptate că ceilalți sfinți părinți papi au insistat și insistă să spună că Duhul Sfânt are o menire ca unei mame. Că Dumnezeu poate fi numit și mamă, că iubirea Lui este și iubire maternă, nu numai iubire, iubire paternă, o iubire care este perfectă. Iată, dragi copii, dragi tineri, dragi candidați la sacramentul mirului, voi îl primiți astăzi, cum l-am primit și noi pe acest Duh Sfânt, care ne face să nu uităm niciodată că Dumnezeu ne iubește, că dacă împlinim poruncile sale, vine la noi și vine și Tatăl, și Fiul, și El în inima și în sufletul nostru. Acesta este Duhul Sfânt pe care noi iată aici, astăzi, cum l-au primit apostolii, îl primim și noi pentru că rusaliile sunt veșnice. Cuvintele pe care le-am ascultat se împlinesc astăzi aici, în catedrala noastră. Sigur că am chemat pe acești doi copii să mă ajute. Stând în fața voastră, ați putea să veniți toți, este greu să încapă aici toți, ei vă reprezintă. Curajul lor de a sta lângă episcop este de fapt pentru voi o chemare de a sta mereu lângă preot atunci când celebrează, când predică, pentru că voi trebuie să fiți aceia care, ascultând și spunând și voi ceea ce știți, să răspândiți și celorlalți, să duceți și celorlalți, să le arătați și celorlalți că voi îl iubiți. Și dar, dragi copii, sigur, pentru prezența și curajul vostru aici, noi vă felicităm, dar vă felicităm pe voi, toți cei care sunteți aici, dragi copii, care aveți în acest moment o alegere cu totul specială ca să fiți prietenii lui Dumnezeu, prietenii Duhului Sfânt, care să duceți tuturora în lume, prin inima voastră curată, prin cuvintele voastre frumoase, imaginea lui Dumnezeu care este veșnic, mai ales imaginea iubirii. Am rugat pe această fetiță, ține și tu asta, să aducă aici aceste flori. Le cunoașteți, da? Puteți spune ce fel de floare asta? Floarea soarelui. Floarea soarelui. Ce știi tu despre floarea soarelui? Ce crezi? Crește, nu știu. De ce arată? Deoarece e... Se uită la soare. Da. Se uită la soare. Voi ați văzut și ați învățat chiar, sigur, când ați avut ocazie, cum această floare crește, se mărește și de dimineață se deschide și caută soarele. Sigur că o să vă spună mai mult cei care prezintă realitățile din viața, iată, plantelor. Se îndreaptă spre soare mereu. Toată ziua îl caută pe soarele, iar seara își pleacă capul, rămânând într-o reflexie, meditație. Ca a doua zi iară să-și ridice capul ca să primească de la Creator prin
tainele naturii, acel rod pe care îl produce floarea soarelui. Dragi copii, cred că pentru fiecare dintre voi și pentru fiecare dintre noi, imaginea aceasta florii soarelui are o puternică conotație și o menire deosebită de ne face să nu uităm de soarele nostru, soarele sufletului nostru, care de fapt dă tot ce este frumos. Cum vedeți că dă soarele cu apa, cu pământul, aceste culori minunate se reprezintă chiar soarele. Dumnezeu ne dă nouă tuturor tot ceea ce avem nevoie ca să ne împlem de soarele Său, soarele iubirii Sale, soarele care ne desăvârșește, soarele fără de care nu ar fi viață. Iată ce mare învățătură ne dă o floare. Și voi aveți atâtea flori. Și vedeți cum se umplu de frumusețe pentru că sunt foarte atente să se îndrepte spre soare, spre lumină. Așa trebuie să fim noi. Așa trebuie să fiți voi. Cei care căutați mereu pe Duhul Sfânt, îl căutați pe Dumnezeu, ca de acolo să luați toată frumusețea și toată iubirea, ca să creșteți și să aduceți roade, așa cum crește floarea soarelui și orice floare. Acest lucru vi-l doresc eu, sigur și Părintele Decan și Paroh, Părintele Iosif și toți preoții, și vă doresc, părinții voștri, să fiți niște flori care transmiteți în lume frumusețea lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc copiilor și mergem mai departe ca să ne umplem de Duhul Sfânt prin această taină. Primim acum lumina care ne-o dă Dumnezeu, care ne umple sufletul de bucurie, care este pentru noi un far luminos în viață, un simbol pentru ceea ce este iubirea și credința. Cu aceste lumânări în mână, dragi copii, dându-le unul altuia, semn că voi trebuie să dați celorlalți bucuria voastră, acum toți ne ridicăm încet în picioare și în fața părinților, a nașilor, a tuturor celor care sunt de față, voi veți reînnoi credința voastră primită la botez, iată întărită prin sacramentul sfânt al mirului și hrănită prin sfânta Eucaristie. Așadar, ne reînnoim credința noastră și spunem, mai înainte de a-L primi pe Duhul Sfânt prin ungerea sfântă, reînnoiți mărturisirea de credință de la botez, mărturisire pe care atunci au făcut-o pentru voi părinții și nașii voștri împreună cu întreaga biserică. Așadar vă întreb pe fiecare în parte, vă lepădați de Satana și de toate faptele lui și de toate ademenirile lui? Mă lep. Credeți în Dumnezeu Tatăl Atotputernic, cu Creatorul Cerului și al Pământului? Cred.
Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și acum șade de-a dreapta Tatălui. Cred. Credeți în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care așa precum s-a dăruit apostolul în ziua de Rusalii, vi se dăruiește astăzi în chip deosebit prin taina Sfântului Mir. Cred. Credeți în Sfânta Biserică Catolică, în împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața cea veșnică. Cred. Repetați după mine. Aceasta este credința Bisericii. Aceasta este și credința noastră. Și noi suntem fericiți și noi ca o putem mărturisi în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ca o putem. Amin. Fraților prea iubiți, să rugăm acum cu toții pe Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, ca asupra acestor fii adoptive ai Săi, renăscuți prin botez pentru viața veșnică, să trimită cu bunătate pe Duhul Sfânt, care să-i întărească cu harurile sale îmbelșugate și prin îngerea sa să-i facă asemenea cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Omnes. Dumnezeule atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care din apă și Duh Sfânt ai dat viață nouă acestor copii ai Tăi, eliberându-i de sub jugul păcatului, Doamne, Tu însuți trimite asupra lor pe Duhul Sfânt Măgăietorul, dăruiește-le lor Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al puterii, Duhul cunoștinței și al pietății și umple pe ei cu Duhul temerii de Dumnezeu, prin Hristos, Domnul nostru. Copii, stingem încet lumânările, avem grijă să nu cadă ceară. Stingem lumânările și ne așezăm deja pentru copiii din rândul 2 și 3, luați loc și pe rând, da?
Fraților preiubiți, apostolii au rămas statornici în rugăciune în așteptarea Duhului Sfânt care a coborât peste ei. Tot astfel voim să ne rugăm și noi împreună pentru ca El să-și reverse darurile sale asupra bisericii și lumii întregi, dar mai ales asupra celor care au primit astăzi taina Sfântului Mir. Binecuvântează biserica ta sfântă, pentru ca, întemeiată prin Duhul Sfânt și unită în credință și dragoste, să crească mereu și neîncetat să se răspândească până la venirea lui Hristos. Binevoiește, Doamne, a dărui tuturor celor miruiți, harul ca, urmând credința și fiind statornici în dragoste, să-L mărturisească în viața lor pe Domnul Iisus Hristos. Întărește-i cu harul Tău pe părinții și nașii celor miruiți, pentru ca ei, care la botez au mărturisit credința în locul copiilor, să-i îndemne neîncetat, prin cuvânt și faptă, la urmarea fidelă a lui Hristos. Fă ca în întreaga lume, toți oamenii, fără deosebire de rasă, ori de neam, având unul și același Creator și Tată, să se recunoască frați și, cu inimă curată, să caute fața lui Dumnezeu, care este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Binecuvântează-i pe toți aceia care s-au străduit să ne educe și să ne îndrume pentru primirea Sfântului Mir și răsplătește-i cu viața veșnică pe ei și pe aceia care ne fac bine pentru numele Tău. Binevoiește ai primi pe răposații noștri să se bucure o veșnicie în marea familie a Sfinților din ceruri. Doamne Dumnezeule, care L-ai dăruit apostolilor Tăi pe Duhul Sfânt și ai voit ca prin ei și prin urmașii lor să fie dăruit și celorlalți credincioși, ascultă cu bunătate rugăciunea noastră și ceea ce ai binevoit să înfăptuiești la începuturile credinței, să se împlinească și acum în inimile credincioșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
Mulțumiți-vă, fraților, pentru că jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernic. Dar ne te rugăm, Doamne, harul ca după cum ne-a făgăduit Fiul Tău, Duhul Sfânt să ne dezvăluie tot mai adânc taina acestei jertfe și cu îndurare să ne călăuzească la tot adevărul prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. O, sine milă. Hai, mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Și, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci pentru a duce la îndeplinire misterul pascal, Tu l-ai trimis astăzi pe Duhul Sfânt și l-ai revărsat asupra acelora care prin botez au înviat împreună cu Hristos și au devenit copiii tăi. Duhul Sfânt este acela care la începuturile bisericii le-a dăruit tuturor popoarelor harul de a-L cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat, unindu-i pe oameni din toate limbile, în mărturisirea unia și aceleiași credințe. De aceea poporul celor botezați, pătrunși de bucuria pascală, tresaltă de fericire pe toată fața pământului, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Deci cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău
Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. E cel în noaptea în care era vândut, luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscându-ne jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată, tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Și acum, dragi copii, dragi tineri, dragi candidați pentru Sfântul Mir, rog să ridicați mâinile cum ridică preotul la altar și împreună sus mâinile așa, să ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos, spunând: Tatăl nostru,
care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Tămelul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care i-a spărsat păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care L-ai promis și L-ai dăruit pe Duhul Sfânt. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai
fericiți, fericiți tot cei ce iubesc dreptatea. Fericiți, fericiți, ei vor schimba ura în iubire. Fericiți, fericiți, cei ce caută pacea ta. La tine vin, Iisus.
deschise și ție mă închid. La tine vin, Iisuse, și ție mă închid. Să ne rugăm. Dumnezeule, care îi dăruiești bisericii tale bunurile cerești, păstrează-n ea harul pe care i-l-ai dat, a puterea Duhului Sfânt revărsată asupra ei, să lucreze purul în ea, iar această hrană spirituală să-i fie mereu spre înaintare pe drumul mântuirii, prin Hristos Domnul nostru. Cenacolul e în sărbătoare, ferestre, uși sunt descuiate, Duhul-i rugat ca să coboare cu ale sale daruri șapte. Sunt șapte daruri nestemate și toate noi acum exultă, la gândul că nu e departe, cel ce iubește și ne ascultă. Mângâietorul vine la noi, din dragoste, bunăvoință, la cei ce așteaptă în nevoi să curgă viață spre ființă. De undeva din înălțime, plin de elan, totul vedea, un dar pe nume înțelepciune, la braț cu ea înțelegerea. Trimite Domnul prea înaltul, un dar divin plin de putere, și cei care îi cerem sfatul, ne umplem vasele în tăcere.
cu toții cântăm biruința și bucuria ni-i deplină. Când umple vasele știința, viața-i frumoasă și senină. Evlavia-i la ea acasă, atunci când pasul e pătruns de umilință luminoasă, de spirit viu de necuprins. Dar cine-i pe cărare în jos cu pasul apăsat și greu? Din prea plin vine cu folos, e frica de Dumnezeu. Toate împreună, fiecare, sunt importante pentru viață. Să fim mereu în lumea mare, o nouă bună dimineață! La această concluzie versificată, o sinteză a întregii sărbători de astăzi, permiteți-mi să adaug un gând de mulțumire. La marele mulțumesc pe care, de fapt, cu toții l-am spus participând la jertfa Sfintei Liturghii. Mulțumim Preasfințitului pentru onoarea pe care ne-a făcut-o de a fi prezent la această celebrare și a împărți darurile Duhului Sfânt cu generozitate celor 110 candidați. Mulțumesc părintelui Iosif și echipei de cateheți care cu stăruință, cu tenacitate au conlucrat la frumusețea sărbătorii de astăzi și desigur la începutul pregătirii voastre, dragi miruiți, pentru că misiunea voastră de acum începe. Faptul de a fi mărturisitori prin puterea Duhului Sfânt pe care l-ați primit astăzi ai lui Hristos cel înviat în lumea de astăzi, astăzi începe. Cu această ungere a Duhului Sfânt pe care ați primit-o. Așadar, mulțumesc surorilor, seminariștilor și întregii echipe care i-a pregătit pe candidați. Mulțumesc părinților din altar pentru că prin prezența lor au sporit caracterul solemn al acestei sărbători. Mulțumesc coriștilor care prin cântările lor de asemenea au contribuit la solemnitatea momentului și mulțumim tuturor dumneavoastră, dragi părinți ai candidaților și desigur dragi nași, care sperăm că veți fi de acum înainte, așa cum ați fost și astăzi, nu cu câțiva pași în urma lor, ci alături de ei și îi veți ajuta să fie mărturisitori adevărați ai lui Hristos cel înviat în lumea de astăzi, pentru că este nevoie. Și dacă e să ne aducem aminte de îndemnul pe care îl adresa Sfântul Părinte, citând la un moment dat dintr-un autor, spunea că predicați, și dacă este nevoie, folosiți și cuvintele. Predicați prin viața voastră, prin exemplul vostru, prin ceea ce astăzi, tainic, Duhul Sfânt a revărsat în sufletele voastre. Mulțumire așadar tuturor și fie ca această coborâre a Duhului Sfânt asupra candidaților care s-au pregătit să aibă ecou și în viețile noastre, în comunitatea noastră. Astăzi, așadar, împreună cu sărbătoarea Rosaliilor, se încheie timpul pascal și reluăm timpul de peste an, săptămâna a 10-a. Joi, 13 iunie, este cinstită memoria Sfântului Anton de Padova. Comunitatea din Iași, care are biserica închinată lui, ne invită la liturghia solemnă a hramului, care se va celebra la ora 18, așadar, joi, 13 iunie. Și cum este obiceiul în ziua Sfântului Anton de Padova, se binecuvântează, se sfințesc crinii și se binecuvântează copiii. Și cei care vor fi prezenți joi seară aici la Sfânta Liturghie vor primi această binecuvântare și sfințirea crinilor. Duminica viitoare este sărbătoarea Sfintei Treimi, iar pentru noi, din nou, pentru comunitatea noastră, este o sărbătoare dublă, deoarece 45 de copii îl vor primi pe Iisus în Sfânta Împărtășanie pentru prima dată în viața lor. Vă anunțăm de asemenea și vă mulțumim. Colecta de duminica trecută pentru presă a însumat 5.525 de lei. Mulțumim pentru că sprijiniți de fiecare dată cu generozitate
acțiunile și colectele care se fac. Și de asemenea reamintim programul campusurilor de vară în perioada 1-5 iulie pentru cei mici și în perioada 8-13 iulie pentru cei mari, adică cei mici între 6 și 9 ani, iar cei mari între 10 și 15 ani. Înscrierile se fac începând cu data de mâine la Părintele Robert. Tuturora o zi frumoasă în continuare a Rusaliilor și o săptămână binecuvântată. Hristos a înviat! Deci, copii și tineri, dacă sunteți buni, ne ridicăm în picioare pentru a da răspuns la ultima mea întrebare, că veți primi daruri când mergeți acasă. Vă va arăta iubirea fiecare persoană din familie. Dar astăzi vă arată într-un chip deosebit întreaga biserică, iată și Părintele Paroc și Părintele Iosif și ceilalți preoți și surorile și noi. Vă felicităm! Dar aș vrea să știu dacă voi știți ce daruri ați primit astăzi. Și de aceea, ultima întrebare este, care sunt darurile Duhului Sfânt pe care voi toți le-ați primit în această zi? Începem așa frumos. Înțelepciunea, patul, puterea, ființa, bravo! Iată darurile pe care astăzi voi le aveți în suflet și mergeți acasă. Vă felicităm! Și felicităm pe Părintele Paroc, decan, și pe Părintele Iosif și toată echipa, așa cum a spus Părintele. Și acum vreau să notez ceva care trebuie să fie o bucurie pentru Părintele decan. Iată câți tineri vor fi de acum aici, lângă altar și mărturisitori a iubirii lui Dumnezeu în orașul nostru și nu numai, peste tot. Așa să vă considerați, dragi, confirmați, dragi tineri, dragi candidați care ați primit astăzi aceste daruri. Și pentru aceasta ridicăm acum mâinile spre cer și cu bucuria pe care Sfântul Părinte v-a întâlnit și s-a bucurat și chiar a admirat prezența atâtor copii și tineri la întâlnirea care a avut loc la Iași. Ne întoarcem acum acasă să nu uităm acest mare dar care este Duhul Sfânt cu darurile sale. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu, Părintele Luminilor, care astăzi a binevoit să lumineze cugetele ucenicilor prin revărsarea Duhului Sfânt, să vă dea bucuria binecuvântării sale și belșugul darurilor Duhului Său în veci. Focul care a coborât în chip minunat asupra ucenicilor să curețe inimile voastre de orice rău, cu puterea sa și să le pătrundă cu strălucirea luminii sale. Duhul Sfânt care a binevoit să adune diversitatea limbilor în mărturisirea aceleiași credințe, să vă păstreze pe voi statornici în această credință și prin ea să vă dea harul să ajungeți de la speranță la vederea feței lui Dumnezeu. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin.
liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia.